După ce în urmă cu două luni, polițiștii locali au efectuat o amplă acțiune pentru identificarea acelor situații în care unii conducători auto staționează pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități din oraș, acțiune cu scop preventiv inclusiv pentru reprezentanții supermarketurilor care au fost informați despre legislația cu privire la necesitatea amenajării acestor locuri conform normelor în vigoare, s-a trecut la verificări în teren pentru a se stabili dacă se respectă legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Astfel, în ultimele două luni, un număr de 82 de conducători auto au fost depistați și sancționați cu amenzi între 2.000 și 10.000 de lei, iar în unele cazuri s-a trecut la ridicarea autovehiculelor. Probleme de acest gen au fost întâlnite pe străzile Simion Părnuțiu, Ion Budai Deleanu, București, Proclamația de la Timișoara, Calea Buziașului, Mihai Eminescu, Circumvalațiunii, Vasile Pârvan. În acest interval, aproximativ 30 de timișoreni, inclusiv reprezentanți ai supermarketurilor, au reclamat telefonic că sunt parcate autoturisme pe locurile special destinate persoane cu dizabilități din diverse zone din oraș, ultimele sesizări fiind înregistrate pe strada Carei și Alea Ionel Perlea. Potrivit legii se sancționează împarcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, cu amendă de la 2.000 la 10.000 lei și ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv.